Da, Sergiu, salut. Bună. Am avut pe data de 4 judecata și tot să mână, pentru că fosta judecătoare care a fost până judecătorul ăsta, eu acceptat avocatul, ne-a vrut că și copilul a dus și băudeat aici, și atunci eu acceptat numai porțional, așa. Eu acceptat, o scris numai că să vii de la psiholog din aici, dar nu la psiholog, la aici, să se întrebe fata dacă vrei să trăiască cu mine și fosta soție. Dar asta nu e corect, asta e încălcare de lege, nu cum a avut advocația. Dar așteptăm asta ca pe ei trebuie să finalizeze acum instrucția asta și bă de maista, să pronunță, știi, și bă doilea judecată. Și Dar păi stai alea, că tu te advocatul. judeci civil cu ea pentru schimbarea domiciliului copilului sau penal cu judecătorul de instrucție cu dosarul Nu, penal? nu, nu, acum civil Ăsta cu pe și 4 bă de acum, mai ieri, a fost dosarul civil de schimbarea tutorilor, a părintelui la care stătea copilul, da? Da. Și acum, e prima când au făcut, când au stabilit traiul la dânsa, atunci judecătorul a făcut cu încălcare. Că acum nu vrea să facă cu încălcare cei care au făcut atunci. Înțelegi, nu? Atunci cu încălcare. Asta e că acum, de ce nu faci așa? Pentru că trebuie părerea copilului, trebuie aici, sau trebuie copilul ideat, ori trebuie de la psiholog. Și acum judecătorul e către cei care au fost, stai să și are copilul. Copilul acum, el pe mine nici nu mă știe. Cum a spus că vrei cu mine să trăiască? După 4 ani care nu mă vede și nu mă aude. Nu cum copilul poți să spui că vrei cu mine? Atunci tot mama era după 4 ani, dar n-a întrebat copilul. Atunci da, atunci nu trebuie copilul, mama, când a luat copilul, copilul să cu mâinile și cu picioarele de mine. Înțelegi ori nu? Și mama e că au dus și 4 ani îl ține ascuns. Catare acum ar trebui fata să este și i-am dat idee la advocat, la Bălțov video, o să scrie bună idee. Acum să facă deodată, scrie și cerința mea că și bă, e lipsită de drepturile părintești. În același Înțelegi ori nu? proces? Prin acesta și proces, da, prin acesta. Schimbarea domiciliului și el este, pentru că eu atâta ani copilul l-a ascuns. Este, ei pus în căutare de judecător. E dat în căutare că se încalcă grad de întrevederi. Ia că este o Da, proprie eu jur. încălcat dreptul tatălui de a-și vedea copilul, dar și dreptul copilului de a-și vedea al doilea părinte. E corect, e corect. E nu cum calca, dar și încalcă. Eu A, până păi da, acum nu continuă știu să-l copilul. încarce. Deja de 4 ani nu poți vedea copilul și nici măcar pe internet. Advocatul e așa interesant, spune, se pronunță că tata, am auzit că tata, dar ce pe nu interesează datele personale a mele, care am cetățenie română, europeană și eu pot să mă duc acolo, dar advocatul meu deșteptul, cum, judecata au fost în Moldova și acum statul italian e mai competent ca Moldova să facă întrevederi acolo. Nici un caz, copilul tot e cetățean al Republicii Moldova. Deci Cum eu pot să mă duc avocatul acolo ei să zicea facă? să te duci acolo să-ți vezi copilul. Da, că e vrea să facă întrevederi acolo. Înțelegi ori nu și prostii mari, spune la instanță, eu nu știu, judecător dacă acceptă, înseamnă că gata, e vândut cu tot cu mați. Cum așa poți să este? Copilul e dus fără acordul meu, copilul e furat, e încălcată legea. Da, e ca cum întâi vremea spui că e cetățean că liberă, dar copilul are a doilea părinte. Asta se încalcă legea 207, 206. E fur de copil. Ei, cetățean liber, dar copilul are a doilea părinte. Une, Sfânt ca articolul 64, ne spune că un părinte nu are voie să ascundă copilul de cealaltă părinte, care la CEDU o tras la răspundere statul Moldova. Fix Nu, așa e, pentru că acum e România mai tincă o trasă la răspundere, sau Moldova? anul asta la Moldova. Da? Ok. Oricum, Moldova. dacă a fost deja România a fost la... condamnat un stat, cazul ăsta e precedent pentru alte cazuri. Nu, Moldova, România a fost trasă la răspundere de Curtea Europeană acolo. Tata a dus copilul 5 ani și a ținut și s-a dovedit că el trauma copiii psihic. Îi spune la copii că mama e răcă. Fix așa la mine. Cum ei spune că eu sunt bun dacă ei nu-mi dă nici se aud glasul? E Da, intenționat, faci copilul să mă uite. posibil. Și sperăm, tocmai pe data de 5, dar îngridem cumva că 5 iunie, de-am la ei vară. toți se întinde. Junior, chiar iulie îmi pare. Și eu dat mă și așa aici scrie că eu trimis la Ministerul Justiției să vadă. Și mă vede. Mă vede și 7 și mai îmi pare că e dosarul penal.
cu dosarul penal, cu scoaterea ilegală a copilului, dacă și bă, dosarul penal în fazularea, este 100% de asta copilul. Garantat, dar și așa copilul o să aduc. Pentru că Italia n-are niciun drept să-i copilul, deci ei n-ați participat la furt copilului, aici e furt copil. Italia când fost, ei sunt născut copil acolo, da, dar copilul eu am dovesc, e născut în Moldova. Și l-am dus la grădiniță, bă, la Moldova. Sperăm că tot, nu știu, intrat la pas, dar pasul tot s-a uitat. Tot ca când șef mare, acum nici nu se uite, Litvinencu a ajuns la ăsta, nu se uite nici aici, și tot știu de cazul meu. Înțelegi, nu? Toți. Și am înțeles că da, el Sergiu, dar trebuie să înțelegi și tu că e situație excepțională cu pandemie, cu războiul, nu prea mai ai timp de altceva. Deci, și are aici, domnule, așa îi se încalcă drepturile copilului, strămează copilul psihic, ei în primul rând trebuie să facă asta, că nu la putere. Așa e copil, așa e generația tânără. E dus din stat, cine mai face așa? Eu înțeleg tot, dar ei nici nu înțeleg că e stare de urgență, bancurile, eu făcut din lume, eu pus șada acasă, dar din lume și procente. Asta nu e stare de urgență, e ca și e mai normal, nu e stare de urgență, dar la copilul, copilul e alt țară, de atâția ani se întinde la primul instant stare de urgență, înțelegi nu? Eu cred că e mai posibil așa, dacă statul te obligă să nu ieși la lucru, pune stare de urgență, pune bancul, tot trebuie să anuleze, statul și bă, băi să se plătească dar, datoriile la oameni. Că mulți oameni ajung că se termină business-ul ăsta tot terminat în Moldova. Pentru că o luat la banc și a fost stare de urgență, nu s-a dus, banii, procentul crește și a rămas fără de business. Înțelegea că Moldova așa e. Dar la mine fără copilul, business sau fără casă, da, lucru. Multe se întâmplă, știu. Nu-i mare da, bucurie, nici eu, pandemie, eu, nici război. La mine de 4 ani jumate, eu 4 ani jumate l-am crescut copilul și al singur, acum de 4 ani jumate eu nici glasul nu-i aud. Înțeleg. Eu nu știu, eu nici nu știu cum arată mă fata mea, eu sunt înțeles, eu poate nici nu cunosc. Da, crește. Sperăm că a să iasă totuși de grabă, doamne, asta. O vede, a să facă tot felul și a să facă tot felul să o ducă aici un viitor mai bun, a să-i fac unii. Acum, în Europa, ești în Europa viitor. Occidentală acum, nu ești nici în România, nici în Moldova. Eu nu sunt nici în Europa acum, eu sunt stat independent, nu în Europa. Nu, e continentul european, nu e Uniunea Europeană, știu, știu. Bun, Sergiu, mulțumesc sper pentru mărturii, ținem legătura. Mersi, dar sper că de grabă să avem răspunsuri și bun și pozitive numai. Bun, hai, foarte bun. Noroc.